vreodată. Că vor fi și zile de-astea. Mie strada mi-a fost dată. Am făcut din stradă artă. Nimeni nu mi-a spus vreodată. Că vor fi și zile de-astea. Mie strada mi-a fost dată. Am făcut din stradă artă. Nimeni nu mi-a spus vreodată. Că vor fi multe zile de-astea. Mie strada mi-a fost dată. Și-a făcut artă. Din zile de-astea. Nimeni nu mi-a spus vreodată. Că vor fi multe zile de-astea. Mie strada mi-a fost dată. Și-a făcut. Nimeni nu mi-a spus vreodată că vor fi multe zile de-astea. Mie strada mi-a fost dată și-a făcut dată din zile de-astea. Nimeni nu mi-a spus vreodată că vor fi multe zile de-astea. Mie strada mi-a fost dată și-a făcut dată din zile de-astea. Ce ziceți, bă, băieți? V-a fost dor de mine? A zis ceva? Aoleu, ia uite ce pijama are. Nu te bătă. Așa mă, tata, mă. Mă scuzați, dar lucrez de acasă și na, să mai întâmplă și de-astea. Că nu-i bine să par moale, câinii simt frica. Știu doar o cale, îmi schimb optica. Ce ziceți, mă, băieți, YouTube-ul ăsta? Ce mă, tăi, bă, bă, bro, bro. Da, mă, da, da. Hai că acum avem treabă, ești prost? Mai mult eu, de fapt, că tu oricum ai nicio treabă. Ce facem, mă, tăi, tine aici pe internet? Ce facem noi aici pe internet? Ce trebuie să facem? Ne facem și noi de cap, oricum am văzut că e loc pentru toți, nu știi? Episodul ăsta o să fie puțin mai, cum să zic, rudimentar, probabil, și nu doar ăsta, probabil câteva episoade vor fi mai așa. Până mă obișnuiesc eu cu filmatul, cu camera, cu zoom-uri, cu lumină, cu editat, cu etc, etc, etc. Am avut așa o absență destul de mare, mă? Eu aș putea spune că e motivată. O să vorbim așa pe parcurs. Ce am eu de gând să fac? Bă, stand-up. Am mâncat pe mine cu să vreau să fac stand-up. Că știți pe aia cu ai grijă ce-ți dorești că poate se întâmplă. O să mi se întâmple și mie la un moment dat. Eu o să vă vorbesc despre asta, despre mine. Toată lumea întreabă de el. Da, uite, toată lumea întreabă de tine, mă, cu tine, cu tine, cu tine, toată lumea întreabă de tine. Și eu prost, știu, și eu prost. Asta zic, ce mai face? Nu mă știu, lui face, uite ce face. Nimic, îmi face nervii. Da, tati, tu faci de, cu toți de tati. Da, tati, după ce tati, știi. Da, și să vă arăt așa cât de chinuit e Azazel. În general, lumea când îi vede așa mai... la apartament! Asta e un animal chinuit! Că n-ai cum să ții la apartament, că are nevoie de spațiu. Are frățică și eu aș vrea spațiu. Chinuitul, tati, chinuitul, tati, aoleo, doamne, doamne, ce guai, ce chinuit ești. Ce chinuit ești, puteți morți morții răboșchitor, puteți morți morții răboșchitor, nu mă mai linge. Ți-am zis că nu-mi place să mă linci, că cu limba aia dai peste tot cu morții mătii. Te linci și la coaie și pe jos și până după aia vii și-mi dai mie peste nas. Ia, nu e dar dat. Bă, de asta e mă după minte aici, hai, așa. Și stai aici cu cară. Pe măta. Tu nu vezi că eu stau cu minte așa? Tu de ce nu stai cu minte? Ești oligofren? Sau ce ai, de nu ești cu minte, ești doar retardat, da? Stai aici cu cat. Băi, ce-mi place că mă asculti așa din prima. Poate o să vă întrebați că de ce stau cu ochelarii că sunt în casă și așa, dar... fratele vostru stă cam prost cu somnul și ceacrânele sunt lentila și mai bine pe lentila. Ai impresia că e un craniu în loc de cap dacă îmi dau ochelarii jos. Și mai bine țin ochelarii. Și acum am avut în vedere că da, a fost o perioadă destul, o pauză destul de mare. Mă vedeți că acum să nu mai vină
afirmații de genul, bă, te-ai dilit, a luat-o la razna. A trecut destul de mult timp și măcar să veniți cu ceva nou. A trebuit să vă fi dat seama până acum că ori m-am dilit pe bune și să mă lăsați dreacu' în pace, ori m-ați dat seama de altceva și sau eu știu ce treabă aveți și voi în capul, fiecare are capul lui și fiecare cu prostiile lui. Dar pentru înjurături este secțiunea de comentarii mai jos, puțin mai jos, dați scroll așa și puteți acolo să vă exteriorizați. Și oricum nici nu prea place asta cu, bă, te-ai dilit, te-ai nebunit, că bă, eu nu-s nebun. Eu nu-s nebun, pe mine nu mai faceți nebun, că n-am luat-o brăila, pe mine mă deranjează foarte tare lucrurile astea, că nu sunt nebun, eu nu sunt nebun, ați înțeles? Aoleu, câte ceasul, pastilele. Pastilele... Așa că să nu mă mai faceți nebun, dar apropo de pastile, fratele vostru chiar ia niște pastile, de când cu sala fostea. A, da, între timp am apucat și de sală. O să revin pe viitor cu alte detalii, nu acum, dar eu iau niște pastile. Se numesc, uite așa, stai mă tati că nu stau detalii, ești prost. Enteric Coated Fish Oil Soft Gels, mă rog. Și pastila arată cam așa, pastila arată așa, bă, arată așa. Și când am început să iau pastilele astea, la un moment dat îți vine așa înapoi niște pește, știi, adică după ce se sparge ea sau ce trebuie face ea stomac, îți vine înapoi așa și zici pește. Și când mi-a venit prima dată treaba asta cu peștele, bă, când am mâncat eu pește, mă? Și de fapt nu mâncasem pește, dar de ce vă zic treaba asta? Acum mulți ani, la un revelion, mi-am făcut bine, până dimineața. Și acum dimineața, un prieten de-al meu a băut prea mult și a venit să, na, dea la boboci, vorba aia. Și în timp ce își învăța el pe acolo toate nebuniile alea, la un moment dat, nu știu, probabil a văzut pește sau ce fi văzut, și în timp ce s-a uitat, a zis fix același lucru pe care l-am zis eu, pește, când am mâncat eu pește. Și așa mi se întâmplă mie de fiecare dată când iau pastilele astea. Mereu mă gândesc pește, când acum e mai rapidă treaba și doar râd. Dar la început fix așa a fost, pește, când am mâncat eu pește și m-am gândit direct la băiatul ăla și la toată mâncarea aia pentru boboci. Și da, asta era o mică paranteză legată de pastile. Alte pastile nu iau, iau pastile din astea, vitamine. Bă, tati, nu știu ce lucru, că așa mă încurci. Ce o să fie aici pe YouTube? Acum vorbesc cu cei 46 de subscriberi. Foarte. Am vă mulțumesc oricum, dar făceam așa că la 46 nu sunteți chiar. Adică nu putem să mergem la război sau din astea. Trebuie să ieșim la un sub, dacă vreți. La o pizza. Și ce o să fac aici? Inițial m-am gândit să fac, eu vreau să pălăi, adică asta e, că de asta și cu stand-up-ul și pălăi, eu vreau să pălăi și pălăi mult. Da, berez, mai am și ceva lucruri importante de spus, acum n-am. Și având în vedere că îmi place să pălăi foarte mult, mă gândesc să fac podcast. Că până la stand-up mai e, până o să pot eu să fac stand-up și să-mi fac toate membrele. Și am făcut fratele niște nesocoteli. Mai durează puțin. Și am zis, bă, hai să fac un podcast. Nu mă pricep să fac de lea și oricum cred că nici nu aș avea aparatura necesară, nu știu, habar n-am cum să fac de lea. Și după aia m-am uitat și am zis, bă, ia că aș face vlog, că am văzut că oricum e și popal treaba asta cu vlogul și așa. Și ăsta o să fie un fel de vlog cu podcast, o să pălăi mult. La început am câteva subiecte pregătite, să zic așa, și după o vreme, după un timp, sper să comunicăm, să socializăm, că de fapt voi asta faceți acum, cum uitați la mine, socializați cumva. Bă, tati, bă. Ia vezi cum dă râmi pe aici aparatura din studio. Ești retardat. Ești retardat, nu mă lăs deloc. Da. Și o să pălăi mult, o să pălăi. Dar până una alta, să vedem așa puțin, să facem o retrospectivă, să vedem ca ce s-a mai întâmplat în timpul ăsta în care eu nu am mai postat nimic pe YouTube, n-am mai... Ia să vedem ce s-a mai întâmplat în timp. La 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 la. Chuck, 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 chuck
asta a fost o mică parte din ce s-a mai întâmplat în timpul ăsta în care eu n-am mai postat nimic. Și cam atât pentru episodul ăsta. Sper să fac și eu măcar 3 episoade anul ăsta. Atât de la Vâlcea, vă pupă fratele vostru, pace vouă! Că nu-i bine să par moale, câinii simt frica, știu doar o cale, îmi schimb optica. Dacă așteptam eu vila, tati, dacă așteptam eu vila, cine știe pe unde erai pe acum? În lanțuri, erai în lanțuri, futu-ți morții, mătii, și uite, tu stai și doar cu mine în pat, futu-și morții, mătii, futu-și morții, mătii, de boște, da? Hai, gata, fii spus.